Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Marcu, capitolul 16, versetele 17 și 18. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede în numele meu, vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Amin. Mulțumesc, reocupați-vă locurile. Frați și surori, în această seară, prin harul celui prea înalt, suntem în viață. Și pentru că suntem în viață, am avut oportunitatea să alegem între a fi la casa Domnului sau în altă parte. Am ales să fim la casa Domnului și pentru că suntem, vom continua să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Facem lucrul acesta de când ne știm în casa lui Dumnezeu și vom continua să-l facem mereu și mereu, crezând din suflet că de fiecare dată Dumnezeu, prin învățătura Scripturilor și prin asistența Duhului Sfânt, lărgește orizontul nostru și întregește cunoașterea noastră în ceea ce privește voia Lui. Dacă vă aduceți aminte, frați și surori, data trecută am vorbit despre darul vorbirii în limbi. Și am trecut împreună prin cuvântul de introducere, prin vorbirea în limbi din Vechiul Testament, prin vorbirea în limbi din Noul Testament, am făcut o radiografie a capitolului 14 din 1 Corinteni, încercând împreună să înțelegem ce vrea Pavel să spună în capitolul unde vorbește în exclusivitate despre vorbirea în limbi, despre prorocie, despre manifestarea darurilor spirituale în închinarea din timpul serviciului divin al părtășiei frățești. Și am ajuns duminica trecută la serviciul divin de seara, când am încheiat, la actualitatea darului vorbirii în limbi. Actualitatea darului vorbirii în limbi. Punctul acesta din predică este de fapt o întrebare. Vorbirea în limbi mai este o manifestare spirituală actuală sau a fost doar o manifestare spirituală de moment, în vremea apostolilor? Aș vrea în această seară, frați și surori, să privim în Scripturi. Noi avem între noi bătrâni, avem între noi păstori, avem între noi oameni cu experiență, însă dincolo de autoritatea acestora care e vremelnică și nu este prea influentă, avem între noi Evanghelia cea veșnică a lui Iisus Hristos. De aceea vrem să ne luăm timp cu atenție și cu discernământ și cu o minte curată să trecem la cercetarea cuvântului lui Dumnezeu, poate pentru prima oară sau poate pentru a zecea oară în legătură cu subiectul acesta. Și să punem întrebări, întrebări care sunt în noi, indiferent că le punem în biserică sau nu. Iar răspunsurile să nu mai vină de la noi, ci să vină din Biblie. De aceea vă invit să aveți Bibliile deschise. Altfel, cel puțin cu mine și cu dumneavoastră, o să aveți mari probleme și în seara aceasta. Prima întrebare de la acest punct. Vorbirea în limbi a fost un eveniment unic în viața apostolilor? Un moment istoric? Sau este o practică spirituală actuală? Este o manifestare a darului vorbirii în limbi actuală alături de alte manifestări ale darului, ale Duhului Sfânt? Argumentul pe care vreau să vi-l prezint în această seară este următorul. Nu doctrinele, nu experiențele,
Nu preferințele noastre hotărăsc răspunsul la această întrebare, ci Biblia. Nu doctrina penticostală sau baptistă, nu experiența mea diferită de a dumitale, nu preferințele noastre temperamentale hotărăsc răspunsul la această solemnă și istorică întrebare, ci Biblia. De aceea te rog în această seară, asigură-te că ești pregătit cu sinceritate să treci peste doctrina bisericii de unde vii, să treci peste experiența pe care o ai, să treci peste preferința personală și să te asiguri că ai o inimă deschisă pentru Evanghelia lui Iisus Hristos, să o primești și să o înțelegi, chiar dacă undeva va aduce lucruri noi, va corecta lucruri vechi, te va motiva pentru o râvnă specială ca cea odinioară de la început. Ca să înțelegem răspunsul din Biblie, trebuie să înțelegem care este scopul vorbirii în alte limbi. Pentru că scopul pentru care a fost creat sau dat vorbirea în alte limbi, hotărăște dacă mai este și astăzi de actualitate sau dacă a fost un eveniment în istorie. Permiteți-mi să vă dau un exemplu. Dacă sunt în vizită într-o instituție, să zicem într-un spital, și fiindu-mi sete, iau apă într-un pahar de unică folosință. Și după ce beau apa, arunc paharul. Pentru că scopul meu, de moment, a fost atins. Mi-a fost sete, am băut apă, acum am aruncat paharul. Nu o să pun paharul în buzunar pentru următoarea dată când îmi va fi sete. Pentru că următoarea dată s-ar putea să fiu acasă, s-ar putea să fiu la restaurant și nu mai beau cu paharul acela de carton din unică folosință, din instituția sau din spitalul unde eram. A fost o nevoie de moment și mi-am rezolvat-o prin faptul că undeva am găsit apă și pahar. Dar imaginați-vă, vă rog, că sunt un băutor de cafea sau de ceai. Și atunci îmi cumpăr o cană specială de cafea sau de ceai. Și de fiecare dată dimineața când plec de acasă, o umplu cu cafea sau cu ceai. Și după ce golesc, nu mai arunc cana, pentru că a bea cafea pentru mine nu e un eveniment, ci este o nevoie zilnică. Este o permanență. Și atunci las cana, o spăl și a doua zi o umplu din nou. Și tot așa în fiecare zi. De ce v-am spus exemplul acesta care este aproape copilăresc? Am spus exemplul acesta ca să ne dăm seama că un lucru, oricare ar fi el în viața noastră, este de moment sau este permanent în funcție de scopul pe care îl are în viața noastră și de scopul pe care noi îl avem în relația cu lucrul respectiv. Iată dar cum scopul face ca un lucru să-l folosim o dată în viață sau să-l folosim în fiecare zi. Revenind la vorbirea în limbi, vom aplica același principiu de evaluare și vom observa dacă scopul face din vorbirea în limbi un eveniment izolat în istoria creștinismului sau un mod de viață spirituală. Zidirea personală. Primul scop al vorbirii în limbi este ca să se zidească sufletește credinciosul care manifestă darul vorbirii în limbi. Prin vorbirea în limbi, credinciosul se zidește personal, având prin Duhul o părtășie mult mai profundă decât părtășia rațională, intelectuală, controlată de capacitatea rațională. Ci prin Duhul, el se contopește cu Duhul lui Dumnezeu și zidirea sufletească la care se expune în clipa aceea este mult superioară părtășiei pe care noi o controlăm cu mintea. Al doilea motiv, tălmăcirea de taine. Dacă vorbirea în limbi este și tălmăcită și dacă vorbirea în limbi înseamnă taine spuse lui Dumnezeu, sigur tălmăcirea înseamnă același lucru, tălmăcirea de taine. Vorbirea în limbi, frați și surori, dacă e tălmăcită, face oficiu de prorocie, dar nu-i prorocie. Prorocie înseamnă un mesaj inspirat de la Dumnezeu în limba maternă, fără vorbire în limbi.
Dar vorbirea în limbi și tălmăcită nu-i prorocie, ci este tălmăcire din limbi. Dar este ca și prorocia. Și noi o numim tot prorocie. Dar privită în mod concret, privită biblic, privită teologic, ea nu-i prorocie. În mod particular, nu-i prorocie. Dar noi numim prorocie și tălmăcirea din limbi, și darul prorociei, și darul vorbirii despre cunoștință, și darul vorbirii despre înțelepciune, aproape și darul deosebirii duhurilor. Noi pe toate le numim prorocie la modul general, cum spuneam într-una dintre lecțiile trecute. Deci, tălmăcirea din limbi face oficiu de prorocie, adică este ca și prorocia, aducând din partea lui Dumnezeu mesaj către popor. În al treilea rând, frați și surori, rugăciunea prin Duhul. 1 Corinteni, capitolul 14, versetele de la 14 la 15. Fiindcă dacă mă rog în limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că există posibilitatea să te rogi sub controlul minții și să te rogi trecând dincolo de controlul minții prin Duhul. Există posibilitatea să cânți sub controlul minții, o cântare pe care o înveți, pe care o repeți, dar există posibilitatea să cânți dincolo de controlul minții prin Duhul. Această rugăciune și această cântare este prin Duhul și această cântare și această rugăciune este adresată lui Dumnezeu pe o linie specială de comunicare care zidește în mod special pe cel care manifestă rugăciunea sau cântarea în Duhul. În al patrulea rând, lauda și adorarea lui Dumnezeu în Duhul. Dincolo de limitele cărnii, dincolo de limitele biologice, dacă mai este nevoie de aceste lucruri, frați și surori, atunci vorbirea în limbi este actuală. Dacă nu mai este nevoie de aceste lucruri, atunci vorbirea în limbi nu este actuală. Încă o dată, dacă vorbirea în limbi este actuală, înseamnă că noi mai avem nevoie de aceste lucruri. Dacă vorbirea în limbi nu este actuală, atunci noi nu mai avem nevoie de aceste lucruri. Care sunt aceste lucruri? Aceste lucruri sunt următoarele: zidirea personală. Nu am eu nevoie să mă zidesc personal, dacă nu am nevoie, vorbirea în limbi nu mai e necesară. Nu mai e nevoie de tălmăcire, de taine, dacă nu mai e nevoie, vorbirea în limbi și tălmăcirea nu mai sunt necesare. Nu mai am nevoie de să comunic cu Dumnezeu printr-o linie specială unde Duhul meu se zidește, dar mintea mea rămâne fără rod. Nu mai am nevoie să-L laud pe Dumnezeu într-o manieră extraordinară, nu cu mintea, ci cu Duhul. Dacă aceste lucruri mai sunt de actualitate, nu le poți face decât prin manifestarea darului vorbirii în limbi. Îl ai și ai aceste lucruri sau nu îl ai și nu ai aceste lucruri. Fără aceste lucruri nu este ca și cu ele. A doua întrebare. Prima a fost: vorbirea în limbi a fost un eveniment din vremea apostolilor sau este o permanență? Răspunsul Bibliei este o permanență. Întrebarea numărul 2. Vorbirea în limbi sau manifestarea darurilor Duhului Sfânt în general au încetat odată cu încheierea canonului biblic? Canon e un cuvânt din limba greacă care înseamnă unitate de măsură, măsurat. Canon biblic înseamnă Biblia cu cele 66 de cărți. Încheierea canonului biblic înseamnă Biblia care are 66 de cărți și la care nu mai trebuie să se adauge nimic, pentru că ea cuprinde revelația lui Dumnezeu. De aceea, noi ne întrebăm, din moment ce avem Biblia cu cele 66 de cărți, din moment ce revelația lui Dumnezeu s-a încheiat și noi știm că nu va mai apărea o altă carte alături de cele 66 sau 2 sau 3 care să fie atașate la Biblie. Noi știm că Biblia este încheiată, revelația lui Dumnezeu e punct și nu se mai adaugă nimic la ea. Atunci întrebarea e următoarea. Criticii darurilor spirituale
Oamenii care nu le acceptă și vorbesc împotriva lor spun așa: darurile spirituale au fost folosite în vremea apostolilor pentru ca Dumnezeu prin intermediul lor să aducă revelație, adică să reveleze Biblia. Acum, pentru că Biblia e revelată, pentru că cele 66 de cărți sunt între coperțile Bibliei, ce rost mai au darurile de inspirație? Asta înseamnă că se vor mai adăuga cărți la Biblie. 1 Corinteni 13, 8-13. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, că își cunoaștem în parte, prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși? Când eram un copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce este copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea fața lui, atunci. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum eu însumi am fost cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Frați și surori, am citit aceste versete biblice pentru că ele sunt folosite drept argument pentru criticii manifestării vorbirii limbi, care spun așa: prorociile vor înceta. Și ei spun: au încetat când s-a încheiat canonul biblic. Argumentul meu este următorul: teologii care afirmă că vorbirea în limbi s-a încheiat odată cu sfârșitul revelației Bibliei argumentează cu acest text biblic spunând că ce este desăvârșit, priviți vă rog în Scriptură, este de fapt canonul biblic care a fost încheiat. Ei spun: darurile de inspirație s-au manifestat până când ce este desăvârșit a fost dat. Ori ce este desăvârșit e Biblia. Acum ce este desăvârșit ne-a fost dat, nu mai avem nevoie de manifestări inspirative ale Duhului. Ce este desăvârșit, frați și surori, nu este Biblia, ci este revenirea lui Iisus Hristos în slavă pentru următoarele motive. 1. Când se va arăta ce este desăvârșit, Biblia spune în versetul 12 că îl vom vedea față în față. E vorba de o persoană. Cine? Nu de un lucru. Ce? Așa, asta se va întâmpla doar în ceruri. Atunci îl vom vedea față în față. Apocalipsa 22:4. Ei vor vedea fața lui. Biblia îi descoperă credinciosului pe Dumnezeu, însă nu îl prezintă pe Dumnezeu față în față. Ascultați acest argument, frați și surori, și folosiți cu discernământ înțelepciunea dată de Dumnezeu dumneavoastră. Biblia îi descoperă credinciosului pe Dumnezeu, dar nu îl prezintă pe Dumnezeu față în față. Argumentul numărul 2. În versetul 12, Biblia spune că atunci voi cunoaște pe deplin. Biblia ne ajută să-l cunoaștem pe deplin, ne ajută să-l cunoaștem pe Dumnezeu și voia lui într-o mare măsură. Însă nu-l putem cunoaște în natura aceasta de carne pe deplin pe Dumnezeu. Care dintre noi poate să spună în această seară: eu îl cunosc pe deplin pe Dumnezeu? Niciun om în carne nu poate să spună asta. Încă nu a venit vremea când îl vom cunoaște de plin. Îl vom cunoaște de plin când ne vom transforma în trupuri de slavă, când vom fi ca El, când va dispare limitele în timp și spațiu, când nu vom mai fi în natura aceasta limitată, dar și pervertită de păcat, când ne va lua acasă și când vom ajunge la El și când vom fi ca El, îl vom vedea față în față pe Cel ce este desăvârșit, atunci îl vom cunoaște pe deplin. Până atunci, îl cunoaștem pe Dumnezeu prin Biblie, dar nu pe deplin. Înțelegerea noastră despre Dumnezeu din Biblie este destul de limitată. Dovadă este că avem multe întrebări la care nimeni nu știe să răspundă. Iar dacă cineva răspunde, răspunsul e o speculație. Argumentul meu numărul 3. Biserica din Corint, în vremea aceea când Pavel le scria epistola întâi, aștepta atunci revenirea Domnului Iisus Hristos, pe care ei o credeau iminentă în generația lor.
Biserica din Corint a crezut că Iisus va reveni în generația lor. Citiți ce spune Pavel în epistole și nu va fi greu de înțeles că Pavel a crezut că Iisus va reveni atunci. Bisericile din vremea lui Pavel au crezut că atunci va fi revenirea. Acest atunci arată că oamenii aceștia au crezut că Iisus Hristos va reveni, însă noi toți știm că Iisus Hristos nu a revenit. Nicăieri Biblia nu scrie că darurile se vor încheia înainte de răpirea bisericii. De aceea au fost date, frați și surori, darurile prin Duhul Sfânt au fost date ca o zestre bisericii, pentru ca biserica plină de Duhul Sfânt să manifeste darurile Duhului pentru câștigarea sufletelor, pentru manifestarea puterii lui Dumnezeu și pentru împlinirea scopurilor și intereselor lui Dumnezeu. Dacă la un moment dat, adică pentru 500 de ani, biserica din primii 500 de ani ar avea darurile și după 500 de ani, biserica de după cei 500 de ani n-ar mai avea darurile, întreb eu, ce scop ar avea Dumnezeu ca să ne ia darurile, dar să ne ceară același lucru ca și celor care au avut darurile? N-ar fi cinstit ca Dumnezeu să ceară bisericii din 2005 ce i-a cerut bisericii din primul secol, timp în care noi nu mai avem resursele, oportunitățile și abilitățile spirituale pe care le-au avut ei? Ei au avut daruri, dar noi nu mai avem. Atunci cum pretindem noi că noi trebuie să fim ca ei, din moment ce ei au avut lucruri extraordinare pe care noi nu le mai avem? Oamenii lui Dumnezeu, tot ce a fost dat bisericii va fi lăsat până când biserica va fi luată, nimic nu se schimbă. Că darurile vor intra într-o perioadă de mai puțină manifestare, nu datorită lui Dumnezeu și Duhului Sfânt, datorită necredinței, datorită emancipării și păcatului, datorită lipsei de concentrare asupra lucrurilor spirituale, datorită multor alți factori, asta este cu totul altceva, dar Dumnezeu a lăsat la dispoziția bisericii, în toată perioada bisericii, manifestarea darurilor Duhului Sfânt. Pentru că fiecare generație din istoria bisericii are același mandat, de aceea are nevoie de aceleași abilități și resurse. Trebuie să fii de-a dreptul nedrept ca să nu accepți aceste adevăruri. Al treilea argument, vorbirea în limbi și în general darurile spirituale au încetat odată cu moartea apostolilor. Critici penticostalismului și în general ai mișcării harismatice spun că apostolii au manifestat vorbirea în limbi și toate celelalte daruri spirituale, supranaturale, într-un mod unic pentru o lucrare unică. Ei au făcut lucrarea și darurile li s-a retras, pentru că nu mai este nevoie să se întâmple ce au făcut ei. Argumentele mele sunt următoarele. Apostolii au operat cu daruri spirituale, supranaturale, pentru a-și autentifica lucrarea. Apostolii au murit. Concluzia: nimeni nu mai operează cu daruri supranaturale și nici nu mai este nevoie să opereze cu daruri supranaturale. Este adevărat? Nu mai este nevoie astăzi de vindecări? Nu mai avem nevoie de minuni? Nu mai avem nevoie de revelație care să ne îmbărbăteze, să ne zidească atunci când suntem trântiți la pământ? Nu mai avem nevoie de un cuvânt de descoperire când căutăm fața lui Dumnezeu în probleme particulare sau familiale și nu vedem nicio soluție cu logica umană? Nu mai avem nevoie de manifestarea celorlalte daruri, indiferent cum se numesc ele? Ne ajunge intelectualismul nostru? Ne ajunge raționalismul, umanismul, ateismul și evoluționismul vremurilor pe care le trăim? Ne ajung banii? Ne ajung conservatoarele și muzicienii? Ne ajung seminariile și predicatorii? Ne ajung tehnologiile? Ne ajung toată tehnica de la sunet și imagine? Ne ajung popoarele care umplă sanctuarul? Cine poate înlocui manifestarea minunată a Duhului Sfânt? Cine îți poate vindeca soția când doctorul o trimite acasă și spune că nu mai există nicio soluție?
De ce atunci crezi în minunea lui Dumnezeu dacă astăzi nu accepți minunea vindecării? De ce o accepți când tu ești în situație? Pentru că ești nedrept. Dacă ai fi cinstit, n-ai accepta minunea vindecării doar când soția ta are cancer sau a mea, ci ai accepta învățătura aceasta ca o învățătură generală a Evangheliei, pentru că în fiecare zi e cineva bolnav de cancer, chiar dacă nu e soția mea. Și pentru acel cineva este nevoie de darul vindecărilor. Și pentru el plânge cineva, o mamă, un tată, un soț sau o soție. Și un Dumnezeu bun care și-a dat Fiul să moară și care l-a trimis pe Duhul Sfânt să fie cu biserica până la sfârșit, din iubire, manifestă prin Duhul Sfânt minuni. Pentru că deseori ne vindecă, deseori ne vorbește, deseori ne descoperă și vai de noi dacă n-am mai avea printre noi aceste scântei ale manifestării Harului Divin. Este nevoie. Nu doar apostolii au avut nevoie, și noi avem nevoie. Încă un exemplu folosind același raționament. Apostolii au predicat Evanghelia cu putere pentru că au avut daruri spirituale, corect? Acum eu vin să vă spun următorul lucru. Apostolii au murit. Logica e următoarea. Nimeni nu mai poate predica Evanghelia cu putere, pentru că ceea ce le-a fost dat apostolilor ca să predice Evanghelia cu putere a fost luat, adică darurile spirituale. Deci noi, nemai avându-le, nu mai putem să facem nimic din ce au făcut apostolii. Atenție, fiți cinstiți, fraților, pentru că eu oricum am să vă aduc aminte că trebuie să fiți. Apostolii n-au manifestat numai daruri spirituale, au manifestat și putere și autoritate în predicarea Evangheliei. Aceste două lucrări au însoțit apostolii. În momentul în care spunem că apostolii au avut, numai ei au avut manifestarea darurilor și manifestarea puterii pentru Evanghelie, atunci trebuie să acceptăm că noi nu mai avem nici darurile, nu mai avem nici puterea să predicăm Evanghelia. Desfințăm pastorii, desfințăm predicatorii și facem program de la 6 la 8 cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cu poezii. Și facem din toată biserica formații și formățele și formățici și nimeni nu mai predică, că dacă noi nu mai avem puterea să predicăm, doar apostolii au avut-o, ce rost mai avem să vă pierdem vremea aici? Oamenii ai lui Dumnezeu, Evanghelia trebuie predicată în fiecare generație. Amin? Amin! Fiecare generație are nevoie de minuni, de vindecări, de descoperiri, de manifestarea Duhului Sfânt. Fiecare generație, fiecare generație. Nu ne putem duce mandatul până la capăt decât numai dacă Duhul Sfânt însoțește lucrarea noastră. Noi pierdem dacă spunem că Duhul Sfânt nu mai lucrează prin noi. La necredința noastră nu mai lucrează. Noi pierdem. În al șaselea rând, frați și surori, sau în al doilea rând în această seară, aș vrea să privim la contraargumente pe care le au oamenii care nu acceptă această descoperire a cuvântului din Biblie, manifestarea darurilor Duhului Sfânt în urma botezului cu Duhul Sfânt ca o experiență separată, o experiență separată, experiență separată de pocăință, experiență separată de nașterea din nou, experiență separată de sfințire. Separată. Este o experiență de-a dreptul separată. Botezul cu Duhul Sfânt. Primul contraargument. Vorbirea în limbi începută în 1900 nu a avut la bază studiul Bibliei, ci experiența. Este adevărat. În 1900, când pentru prima oară în vremea aceea a avut loc experiența botezului cu Duhul Sfânt și o retrezire. Experiența aceasta nu a avut la bază cunoașterea Bibliei și cercetarea Bibliei, ci a avut la bază experiența. Însă argumentul meu este următorul. Este foarte adevărat că oamenii care au fost botezați atunci de Domnul cu Duhul Sfânt nu s-au întâlnit pentru studiul Bibliei,
ci pentru rugăciune. Dar vreau să vă întreb, cele cinci experiențe de botez cu Duhul Sfânt din Faptele Apostolilor, singurele pe care le găsim în Biblie, Ierusalim, Samaria, Cezarea, Damasc și Efes, câte dintre ele au avut la bază inițiativa de a studia Scriptura? Una. Unde? În Cezarea, unde Petru vorbea din Biblie. Restul, toate au fost experiențe. Al doilea contraargument. Botezul cu Duhul Sfânt însoțit de vorbirea în limbi din Faptele Apostolilor este real, dar cel de astăzi nu mai este real. Dacă punem la îndoială, acesta este răspunsul meu, dacă punem la îndoială autenticitatea botezului cu Duhul Sfânt de astăzi, ce motive avem să nu o punem la îndoială și pe cea din vremea Bibliei? Probabil că niciunul. Al treilea contraargument. Vorbirea în limbi, în urma unor studii lingvistice de specialitate, s-a dovedit că nu poate fi explicată științific. Deci, nu este adevărat. Argumentul meu. Dacă motivați de necredință și suspiciune, ne permitem să folosim astfel de argumente în legătură cu botezul Duhului Sfânt și al vorbirii în limbi, să evaluăm, frați și surori, și alte evenimente ale Bibliei cu aceeași logică. Adică, Moise la Marea Roșie, se desface Marea Roșie. Vrei să-mi spui mie, drăguțule, ce știință explică cum s-a desfăcut Marea Roșie? Unii trec ca pe uscat, iar pe alții neacă apa? Care știință ți explică asta? Pe asta o crezi prin credință și n-ai nevoie de explicații științifice. Dar vorbirea în limbi și botezul cu Duhul Sfânt, ai nevoie de explicații științifice. Ești cinstit când ai două unități de măsură ca să susții doctrina la care ții mai mult decât la Biblie? Se desface pământul și un grup de oameni păcătoși sunt înghițiți de pământ. Care știință poate să explice că în urma unei nedreptăți morale săvârșită în popor, efectiv se crapă pământul și cei care au greșit sunt înghițiți de vii și dispar? Care știință explică cum, de ce, cât? Știința rămâne mută. Crezi sau nu crezi? Daniel este aruncat în groapa cu lei și leu stă timp lung și se uită la Daniel. Sau probabil doarme. Eu n-am de unde să știu ce a făcut leu atunci. Însă știu sigur că nu i-a făcut nimic lui Daniel. Câți dintre noi avem curaj să intrăm într-o groapă cu un leu? Și sătul să fie. Ce știință îți explică că intri în groapă cu un leu și nu-ți face nimic? Probabil că fiecare om de știință care contrazice Scriptura ar trebui puțin să treacă prin această experiență ca să înțeleagă următorul lucru. Când lucrează Dumnezeu, nu prea poți să-ți explici. Crezi sau nu crezi? A făcut Dumnezeu cerurile și pământul și oamenii și a populat pământul. Cum să explici? Ce știință poate să explice asta? Crezi sau nu crezi? Trei bărbați sunt aruncați într-un cuptor aprins și nu se ard, nu li se întâmplă nimic. Ies afară ca și cum au intrat într-o altă cameră. Ce știință explică asta? Crezi sau nu crezi? Un bărbat este înghițit de un pește mare și după ce stă puțin acolo și se moaie în acidul ăla sulfuric, Dumnezeu îi spune la pește, îi ajunge lecția, du-l la mal. Și peștele merge la mal și îl pune pe Iona pe pământ. Ce știință explică asta? Crezi sau nu crezi? Și până mâine dimineață, frați și surori, putem să oferim astfel de exemple. De ce atunci cu privire la vorbirea în limbi vrem explicații științifice? Ca să ne argumentăm necredința în vorbirea în limbi. Și nu e cinstit din partea noastră să căutăm contraargumente logice prin care să explicăm lucrurile lui Dumnezeu care nu pot fi acceptate decât prin credință.
Contraargumentul numărul 4. Vorbirea în limbi e o manifestare pe care nu o poți controla cu precizie și de aceea e mai bine să nu o folosim, că poate fi folosită de diavolul. Argumentul meu este următorul. Noi nu vom desfința realitățile Bibliei pentru că diavolul încearcă să le contrafacă. În Egipt, minuni face și Moise, folosind puterea lui Dumnezeu, și fac și vrăjitorii lui Faraon, folosind puterea diavolului. Contraargumentul numărul 5. Credincioșii care vorbesc în limbi sunt disprețuiți că nu-și folosesc intelectul, adică facultățile mentale. Argumentul meu este următorul. Este adevărat, dar tocmai acesta este unul dintre scopurile vorbirii în limbi. Să vorbească, să se închine și să se roage dincolo de controlul minții, într-o dimensiune a Duhului, unde relația, unde părtășia, unde intensitatea apropierii de Dumnezeu este de-a dreptul extraordinară. 1 Corinteni 14:2. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege, dar el cu Duhul, nu cu mintea, cu Duhul spune taine. Numai cu Duhul poți spune taine. Dacă nu spui cu Duhul, nu mai spui deloc. Contraargumentul numărul 6. Admițând că vorbirea în limbi este valabilă, atunci subminăm autoritatea Bibliei pentru că demonstrăm în felul acesta insuficiența ei. Cunoscutul scriitor american John MacArthur, pastor și teolog baptist binecunoscut, scrie în cartea sa Harismaticii, la pagina 165 și 166, următoarele lucruri. Citez. Creștinii care se situează de ambele părți ale zidului harismatic trebuie să realizeze un adevăr vital. Revelația lui Dumnezeu este încheiată. Cuvântul lui Dumnezeu este complet. Iuda cuprinde întreg Noul Testament atunci când înscrie în versetul 3 al cărții sale, dată sfinților, o dată pentru întotdeauna. Dumnezeu a acționat printr-un anumit proces istoric pentru a stabili autoritatea canonului biblic, așa încât să avem un etalon clar, adică Biblia. Dacă dăm la o parte acest proces istoric și redefinim inspirația și revelația, subminăm autoritatea canonului biblic pe care ni l-a dat Dumnezeu. Și dacă subminăm autoritatea caracterului unic al Bibliei, nu ne mai rămâne nicio modalitate de a distinge voia lui Dumnezeu de vocea oamenilor. Oricine ar putea spune orice și să pretindă că este cuvântul lui Dumnezeu și nimeni nu ar avea dreptul să-l contrazică. Încheia citatul. Argumentul meu este următorul. Personal apreciez grija și responsabilitatea, pasiunea acestui mare bărbat pentru unicitatea Bibliei. Pe de o parte, cred că el, ca și mulți alții, nu a înțeles care este scopul darurilor spirituale. Din 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 7 la 11, cele pe care le definise în data trecută prin harismata, și le confundă cu slujbele din Efeseni capitolul 4. Și dacă le confundă, atunci sigur că se ajunge la astfel de interpretări. Scopul darului prorociei nu este să aducă revelație, frați și surori. Încă o dată afirm, prorocia după Evanghelia lui Dumnezeu nu aduce descoperire, ci o aduce zidire, sfătuire și mângâiere. Un cuvânt în limba maternă. Cuvântul de pe care noi îl numim prorocie și aduce descoperire, frați și surori, după Biblie e manifestarea darului ori de cunoștință, ori de înțelepciune. Dar noi le numim pe toate, la modul general, prorocie și nu greșim. Dar atunci când le studiem și le facem mici ca să le înțelegem, este normal să prezentăm lucrurile pe felii, pe bucăți. Prorocia nu descoperă, slujba de proroc descoperă. În Vechiul Testament, slujba de proroc a condus, a descoperit, dar darul din Noul Testament doar zidește, sfătuiește și mângâie. Ori teologul acesta n-a înțeles asta și el a crezut, dacă slujba din Vechiul Testament a adus inspirație și s-au scris cărți care s-au atașat la Biblie, și dacă mai sunt și astăzi astfel de slujbe, înseamnă că o să atașeze cărți la Biblie. Fără să înțeleagă că harismata din 1 Corinteni e diferit de Efeseni 4. Și fără să înțeleagă că scopul darului, nu slujbei, de prorocie, nu mai este conducerea, descoperirea de taine, multe daruri într-un om, ci este doar manifestarea unui singur dar, zidire, sfătuire și mângâiere. Și asta nu descoperă nimic.
Însă ceea ce noi numim prorocie poate să fie și manifestarea darului de descoperire. Aia, da, e descoperire. Dar noi nu numim cineva a avut un cuvânt de descoperire, ci noi numim cineva a prorocit. Pentru că acesta e limbajul nostru bisericesc. Iisus i-a avertizat pe credincioși că la sfârșitul veacului vor veni proroși mincinoși și îi vor amăgi. Este adevărat? Da. Însă fratele acesta n-a citit în același loc în Biblie că nu numai proroci mincinoși vor veni, vor veni și învățători mincinoși. Păi dacă vrem să desființăm prorocia ca să nu mai fie proroci mincinoși, hai să desființăm și învățătura ca să nu mai fie învățători mincinoși. Frați și surori, cu o logică simplă, trebuie să admiți că acest argument e adevărat. Hristos vorbește și de proroși mincinoși și de învățători mincinoși. Riscul să existe proroși mincinoși este egal cu riscul să existe învățători mincinoși. Ori noi nu ne putem permite să desființăm prorocia și prorocii și să lăsăm învățătura și învățătorii. Pentru că riscul ca să fie mincinoși este și dintr-o categorie și din alta. În al șaptelea rând, frați și surori, aș vrea să observăm puțin întreagăt scopul vorbirii în alte limbi, pentru că aș vrea să închei cu punctul numărul 8, care mi se pare foarte important pentru ceea ce noi studiem în această seară. Scopul vorbirii în alte limbi, scurt. Primul este semnul exterior al botezului cu Duhul Sfânt. Dintre cele 5 experiențe ale botezului cu Duhul Sfânt din fapte, singurele de care vorbesc Biblia, Ierusalim, fapte 2, Samaria, fapte 8, Damasc, fapte 9, Cezarea, fapte 10, Efes, fapte 19. În 3 dintre ele se explică clar că botezul cu Duhul Sfânt a fost însoțit și a avut o manifestare publică, oficială, vizibilă, auzibilă a manifestării vorbirii în limbi. Al 4-lea, Pavel ne explică mai târziu că el vorbește în limbi mai mult decât toți. Al 5-lea, Simon ne spune că a văzut ceva, nu știm ce. Această evidență a botezului cu Duhul Sfânt are mai multe semnificații. 1. Semnificația escatologică. Fapte 2:7-17. În zilele din urmă. Semnificația pneumatică, de la pneuma, adică Duh. Fapte 2:10-19. Semnul botezului cu Duhul Sfânt. 3. Semnificația mesianică. Ioan 16:7. Totuși vă spun adevărul, vă e de folos să mă duc, căci dacă mă duc eu, Mângâietorul va veni la voi. Dacă Mângâietorul a venit, asta înseamnă că Tatăl a acceptat jertfa lui Iisus când s-a ridicat la cer. L-a acceptat ca Mesia. Semnificația evanghelistică, 1 Corinteni 14:21-22. Voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Zidire personală, face oficiu de prorocie, rugăciune prin Duhul, închinare înaintea lui Dumnezeu cu o intensitate liberată de necredința intelectuală. Toate acestea și multe altele sunt scopurile vorbirii în alte limbi. Noi nu ne putem despărți de aceste scopuri, depindem de ele, de aceea depindem și de botezul cu Duhul Sfânt și de manifestarea darurilor care vin în urma botezului cu Duhul Sfânt. Însă, frați și surori, aș vrea să accentuez în minutele care mi-au rămas lucrul care conclude vorbirea mea despre vorbirea în limbi și care încheie în același timp vorbirea mea. Și acum vă cer, frați și surori, dacă puteți să manifestați multă atenție și împreună să trecem prin concluziile acestea. În bisericile unde manifestarea darurilor spirituale este acceptată, întâlnim două extreme. 1. Vorbirea în limbi este manifestată fără tălmăcire, oriunde și oricând. Chiar și de la amvon, de multe ori. 2. A doua extremă, vorbirea în limbi nu se manifestă fără tălmăcire niciodată, nici când și niciunde. Acestea sunt două extreme. Dar poate că te întrebi, atunci, care este echilibru biblic? Frați și surori, dincolo de rânduielile fiecărei biserici locale, câteodată noi suntem mai credincioși acestor rânduieli decât Bibliei, dincolo de aceste rânduieli. Care sunt principiile Evangheliei pentru manifestarea vorbirii în limbi în Biserica lui Dumnezeu? 1. Vorbirea în limbi, fără tălmăcire, manifestată public, în rugăciunea individuală,
atenție, vorbirea în limbi, manifestată public, în rugăciunea individuală, dacă e netălmăcită, este nepermisă și este nebiblic să se facă. Adică dacă eu conduc, păstorul îmi spune, frate Luigi, mulțumește Domnului pentru serviciu divin. Și eu merg la microfon și spun, tată, îți mulțumesc pentru seara aceasta. Și la un moment dat, conducând rugăciunea, conducând biserica în rugăciune, adică biserica tace și eu mă rog, dar mă rog cu voce tare, conducând biserica în rugăciune eu singur, și eu vorbesc în limbi, fără să tălmăcesc, nu este permis și nu este biblic. Indiferent ce crezi dumneata, aia e problema dumitale, dumneata ai libertatea să crezi orice. Eu acum predic din Biblie. 2. Vorbirea în limbi, manifestată în timpul rugăciunii în comun, netălmăcită, este permisă și este biblică. Adică, păstorul se ridică și spune, frați și surori, ne rugăm împreună. Și cineva acolo sau acolo sau acolo sau acolo sau acolo sau mai mult, jumătate din adunare, vorbește în limbi. Fără să tălmăcească. E permis și e biblic. Și acum ascultați-mă bine, frați și surori. Nu vă grăbiți, ci ascultați-mă cu atenție până la capăt. Și vă rog, fiți credincioși Bibliei, priviți în Scriptură. Pentru că altfel veți fi tentați să țineți foarte mult la alte lucruri decât la Evanghelia lui Dumnezeu. Ascultați-mă cu mare atenție. Versetul 5, partea B. Numai dacă tălmăcește aceste limbi, pentru ca să capete biserica zidire sufletească. 1 Corinteni 14, versetul 5, partea B. Numai dacă tălmăcește aceste limbi, pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Cu alte cuvinte, e voie să vorbesc în limbi, numai dacă cineva tălmăcește, pentru ca biserica să capete zidire. Dacă rugăciunea este individuală și credinciosul care a vorbit în limbi a tălmăcit vorbirea, toată adunarea înțelege mesajul, pentru că a vorbit unul și ceilalți au tăcut. Dar dacă toată adunarea se roagă, frați și surori, e rugăciune în comun și unul dintre cei 1000 de oameni prezenți în această seară vorbește în limbi, el oricum nu deranjează pe nimeni, iar dacă tălmăcirea nu folosește nimănui, pentru că oricum tot se roagă, adică când ne rugăm în comun, eu nu mai stau să-l ascult pe fratele Petru dacă se roagă în românește sau în limbi. Iar dacă totuși fratele Dorin, stând lângă fratele Petru, vrea să tălmăcească, eu oricum nu-l ascult nici pe fratele Dorin, nu-i ascult tălmăcirea, pentru că atunci când se roagă toată adunarea, fiecare se concentrează asupra rugăciunii lui. Fiecare se concentrează asupra rugăciunii lui. Eu nu-i ascult pe frații de lângă mine în ce limbă vorbesc. Chiar dacă cineva ar tălmăci, eu nu-l aud pe la care tălmăcește, oricum nu m-ar zidi tălmăcirea. Dar dacă cineva se roagă individual, cu voce tare și conduce biserica și vorbește în limbi și cineva tălmăcește, toată biserica aude tălmăcirea, pentru că toți tac și unul vorbește, unul în limbi și unul tălmăcește. Dar dacă noi toți ne rugăm, ce importanță mai are că în colțul ăla sora sau fratele vorbește în limba română sau în cine știe ce limbă din limb? Ce importanță mai are? Și de ce e nevoie de tălmăcire? Că oricum nimeni nu-l ascultă. Oricum nimeni nu-l înțelege. Oricum nu zidește biserica, că biserica e la rugăciune. Versetul 9, partea primă. Tot așa și voi, dacă nu rostiți cu limba o vorbă înțeleasă, cum se va pricepe ce spuneți? Dacă rugăciunea este individuală, frați și surori, toți ceilalți ascultă și nu vor înțelege decât dacă se tălmăcește. Dar dacă rugăciunea e în comun, toți ceilalți se roagă și oricum pentru ei nu are importanță dacă ceilalți frați se roagă în limba maternă sau se roagă în limbi. Oricum nu are nicio importanță, că e rugăciune în comun. Nu are rost tălmăcirea atunci când în rugăciunea în comun cineva vorbește în limbi. Nu are rost. Pentru că oricum ar mai fi încă o voce care s-ar ruga și nimeni n-ar asculta-o. 3, versetul 16, vă rog frumos priviți în 1 Corinteni capitolul 14, pentru că dacă nu privim în Scriptură, atunci veți spune, păi Luigi Mițoi a predicat că nu mai există prorocie. Eu am predicat așa sau dumneata spui că am predicat eu așa? Că sunt două lucruri diferite. Versetul 16, al minteri,
dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci tu ceilalți de lângă tine? Ascultați-mă, cum va răspunde amin? Frați și surori, nu este așa că noi spunem amin numai când cineva se roagă singur și biserica e condusă în rugăciune de acel unul singur. Atunci spunem amin, nu-i așa? Dar când noi ne rugăm în comun, eu spun amin la ce spuneți dumneavoastră? Oamenii lui Dumnezeu, câtă minte trebuie să pricepe aceste lucruri așa de simple? Dacă cineva conduce biserica în rugăciune, noi toți îl ascultăm și din când în când spunem amin, aleluia, amin, amin.